Vă invit să deschideți Biblia, tot în Iosua, capitolul 1, versetul 1 până la versetul, până la versetul 3. Același te text de dimineață, altă predică, același text. Iosua, capitolul 1, versetul 1. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, Robul meu Moise a murit, Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru seara aceasta și îți mulțumesc că Tu ești Dumnezeu prezent în locul acesta. Doamne, ești prezent să ne faci nou bine, ești prezentul în locul acesta să ne binecuvintezi, de aceea, Doamne, ajută-ne, Doamne, să ne conectăm cu voia Ta, cu prezența Ta și Duhul Tău cel Sfânt să fie la lucru în viața noastră, în inimile noastre, în mințile noastre. Doamne, răstoarnă în seara aceasta principii, dacă e nevoie, Doamne, te rog, dă râmă, clădește, zidește, dar, Doamne, fă-o Adu, Doamne, mântuire acolo unde nevoie voi adu, Doamne, vindecare, Doamne, dar, Doamne, prezența ta, Doamne, vrem să ne anime și tu să fii de partea noastră în seara aceasta și ești de partea noastră. Ajută-ne să o simțim și numele tău să fie binecuvântat pentru tot ce va fi. Amin! Vă invit să reocupați locurile dumneavoastră. Dimineața am văzut prezența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu și Cuvântul său. El este cu noi. Avem un Dumnezeu care este pentru noi, pentru familia noastră, pentru problema noastră. Un Dumnezeu, dacă vreți, care desenează îngeri pentru noi, un Dumnezeu care controlează vremea pentru noi, un Dumnezeu care ne trimite mesageri, un Dumnezeu care trimite paza Lui înaintea noastră, da, Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare, e prezent și e gata să lucreze mai mult, poate, decât ne-am imaginat noi. Marea veste a Bibliei este că nu este lupta noastră pentru Dumnezeu, ci că Dumnezeu luptă pentru noi. Nu noi pentru el, ci el pentru noi. A luptat atunci când a venit pe pământul acesta ca să ne salveze, a venit pe pământul acesta uh, să ne aducă nouă vindecare, atunci când a iubit leproși, atunci când a iubit slăbănoși, atunci când a vindecat. A făcut-o ca noi să înțelegem că orice am face și oricât de departe merge, el poate să ne iubească și dragostea lui ne poate aduce înapoi. Atunci când a murit pe calvar, a murit ca noi să putem să fim învii, atunci când a vindecat, ori să înțelegem noi astăzi că orice boală am avea, Dumnezeu o poate vindeca. Noi fiecare, oricare dintre noi, chiar dacă ne uităm în familia noastră, ne uităm la prietenii noștri, invidiem uneori și spunem că el a avut altă șansă în viață, el a avut alt părinți, el a avut oameni care au avut încredere, el -a, uh, i a ajutat, i a dat și le a făcut. n-au nimic mai mult decât avem noi, să știți. Și vreau să vă spun doar câteva lucruri. Oricine am fi, putem să fim copiii lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 3, cu 1, noi toți suntem copiii lui Dumnezeu și asta e cel mai important. Dacă n-am avut un tată pe pământul acesta, un tată care să ne dea, să ne facă, să ne ajute, să fie lângă noi, avem un tată ceresc care în fiecare zi ne veghează și veghează asupra vieții noastre și, dragii mei, e un tată mai perfect decât orice tată de pe pământul ăsta. E un tată al orfanilor, e un tată a văduvilor, e un tată a celor care nu au. Dumnezeul nostru exact este ce avem noi nevoie să fie în viața noastră. Ne uităm în 2 Corinteni 5 cu 20, suntem ambasadorii lui pe pământul ăsta și asta e o mare responsabilitate și o mare onoare atunci când vorbești tu de fapt să vorbească Dumnezeu. Atunci când îți deschizi tu gura Dumnezeu să-ți folosească gura ta pe care tu știi ce ai zis, tu știi și totuși Dumnezeu în slăbiciunile noastre, în în, 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 stângăciile noastre, în păcatele noastre, Dumnezeu le iartă și ne folosește pe fiecare. Și asta e harul lui și asta e binecuvântarea lui. Suntem o preoție aleasă, spune Biblia în 1 Petru 2 5. Suntem, dacă vreți, între Dumnezeu și lume mijlocitori și suntem chemați să mijlocim, suntem chemați să ne rugăm și stăm ca moi, suntem Dumnezeu și popor. Și spui, Doamne, dacă vrei, mai bine ștergi numele meu din cartea vieții decât, decât să vorbească oamenii de rău cu numele Tău, decât să zică, uite, ai dus în pustie și ai un nenorocit în pustie. Nu, Doamne, eu stau și mijlocesc, pentru că El, Dumnezeu, întotdeauna, să știți, are nevoie nu de o armată, nu are nevoie de un popor, are nevoie de un are nevoie de tine, să știi. Are nevoie de tine. Are nevoie de tine ca să binecuvinteze casa în care ești. Are nevoie de tine ca să binecuvinteze locul acesta. Faptul că tu ești prezent în seara asta aici e o binecuvântare. Dumnezeu se bucură, noi ne bucurăm. Și Dumnezeu te poate folosi ca tu să fii răspunsul la multe rugăciuni. Și prezența ta să aducă vindecare. Fiecare filă din cuv cartea asta vorbește despre prezența lui Dumnezeu. El e Dumnezeu care ne apără, el e Dumnezeu care e de partea noastră. Spunea cineva odată că o ținut o predică așa, de joia seara, atunci când predică în general second predicatorii, știi? A joie seara O ținut predica, prima lui predică. Și l-a băgat imediat păstorul după post-mortem, știți? Post-mortem predică, l au băgat direct în ședință, să nu fie numai el cu predicatorul, mai chema câțiva băieți de năștii foarte iscuziți în a... a binecuvânta. Și atunci l-a apucat și au zis, prea multe ilustrații, prea scurt, prea lung, toate, intonații, nimic, ale, ale, au început, l-a nenorocit. Când a ieșit de acolo, a ieșit așa ca un câinii alungat, s-a mărât cu coada într-o picioare, au mers în parcare, taică s-o l așteptat în mașină și când l au văzut taică s-o știu că ceva nu e în regulă, ceva nu a fost duhovnicesc în biserică, se mai întâmplă și lucruri de astea, neduhovnicești într-un loc duhovnicesc. Și a ajuns în parcare, s-a în mașină, s urcat în mașină, taică s și l-a întrebat ce, cum o face, asta a început să reverse tot amarul. Și taică s-o nu mă strângea de volan, strângea de în dinți hai că mergem până acasă, orașul am plecat până acasă. L-au lăsat acasă și au zis să mă întorc imediat. Au mers la păstor, acasă ăsta deja de cu furtunul, să ude în grădină și au zis, s-au apropiat așa, știi, când calci mai apăsat uneori în viață. Și a venit păstorul să întindă mâna, peace brother, ce, care treaba, știi, ăsta nimic, niciun peace, e război, lasă tu poveștile, știi. Ăsta a întins mâna, nici o mână întinsă, nu nimic. Și a zis, l-am luat un pic la întrebări pe păstor și a dat seama de greșeala pe care a făcut o făcut-o. A doua zi l -o sunat pe băiat și o ceru iertare. Așa că uneori ți-ai dori ca cineva să se ridice în picioare pentru tine? Așa că uneori ți-ai dori să, 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 iasă cineva din spate să lupte pentru cauza ta cum n-a mai luptat nimeni niciodată? Așa că ți-ai dorit ca cineva să vină să, 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 împotriva celor care vin împotriva ta. Să vină și zic că nu mai te poți tu ruga să se roage El, atunci când nu mai poți tu citi, să citească El pentru tine. Așa că ți-ai dorit și ne-am dorit cu toții. Nu avem un om, nu avem un tată, ci avem un Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care ne-a promis ca în anul, un Dumnezeu care a promis din casa în care ești. Nu-ți schimbă casa ca să te binecuvânteze. Nu, el aduce binecuvântarea acolo unde ești tu. Pentru că te iubește, pentru că te urmărește, pentru că te apără. Pentru că atunci când cineva se leagă de tine, strânge de volantare și -o zice, abia aștept să mă întâlnesc. Abia aștept, nu o spun între tine, nu fac circ în fața ta, te las acasă, dar în spate. Știi ce e frumos în relația cu Dumnezeu atunci când nu vă va ajunge în cer? Sunt convins că ne va arăca, arăta, dacă vreți, caseta, caseta vieții noastre și ne vom da seama că de atâtea ori Dumnezeu, de fapt, pe noi ne-a lăsat acasă și au mers noi rezolva nouă problemele. Că tu te-ai rugat, Doamne, doar tu ți-ai dorit și n-ai putut nici măcar să te rogi cu credință, n-ai putut să te rogi mai mult de două minute și el o zis, tu stai liniștit că mă ocup eu și o, o clipă dacă și-ar întoarce privirea, spune Biblia, unde am fi noi acum? Pentru că avem un Dumnezeu care ne apără nu doar prezența Lui, nu doar puterea Lui, nu doar cuvântul Lui, ci și dacă vreți protecția pe care El ne-o dă, ne-o dă fiecare dintre noi și cu toate acestea uneori, unul din dușmanii cei mai feroce, cei mai puternici, cei mai parșivi, cei mai bisericești, dacă vreți, e, e următorul pe care vi-l spun acum, nu pot Ăsta e dușmanul care poate ne-a năucit familie. Ăsta e dușmanul care ne-a năucit, dacă vreți, slujirea. Ăsta e, dușmanul care ne-a năucit relațiile pentru că nu putem ierta, nu putem sluji, nu putem să acceptăm, nu putem iubi, nu mai parcă nu mai putem, așa e? Acest păcat a adus de destrămate, a adus, dacă vreți, din, te -a adus înapoi din Canaan, te-a adus într-un pustiu plin de frici, plin de supărare, plin de tristețe și spui asta nu-i pocăință. Și când vrei să te ridici, spui că nu mai poți și nu ai cum să te ridici de acolo. Problema lui Iosu era atunci când Domnul a chemat să, să conducă poporul. A început, dacă vreți, viața lui de conducător cu o moarte. Moare Moare Moise, cartea Iosua începe cu o mormântare și nu moare oricine, moare, o, moare Moise, erou național, pentru că era conducător, era salvatorul, e cel care a dat sens întregului popor, omul prin care Dumnezeu a vorbit, când le-a fost sete, Moise s-a rugat și Dumnezeu a dat apă din stângă când le-a fost foame, Dumnezeu, Dumnezeu a creat un meniu special pentru ei la rugăciunea lui Moise, când au avut, au avut chef de prepelițe la rotisor, s-a rugat și Dumnezeu le-a trimis din cer. Atunci când au avut necazuri, Moise s-a rugat și necazurile au fost rezolvate. Atunci când Moise s-a rugat, Dumnezeu a răspuns. Și când moare Moise și când moare sprijinul, atunci te cheamă Dumnezeu și vreau să te întreb în seara asta: Care crezi că ar fi răspunsul lui Dumnezeu la o situație de genul ăsta în care simți că ți s-au unecat toate corăbile, în care simți că ești o epavă, în care simți că nu mai ai nicio nădejde, nu mai ai speranță, nu mai ai pe cine să te ageți, nu ai cu cine să mai vorbești, toată lumea te ocolește, nimeni nu te înțelege, parcă și vorbești la pereți, vorbești la pereți acasă, vorbești la pereți la biserică, vorbești la pereți la serviciu, nu mai ai pe nimeni. Care e răspunsul? Și putea să zică Dumnezeu, duceți-vă și vă căutați un consilier să vă rezolve problema, nu? Sunați-l pe Vlad. Mă erau vreo două milioane și ceva de oameni, nu știu, îmbătrânea Vlad tău consilient, păi că și erau încăpățânați. Puteau să spun că dute acum hai să facem ceva, hai să plângem, hai să ne rugăm, să meargă fiecare în treaba lui. Și care a fost răspunsul lui Dumnezeu? Eu spus lui Iosua, ridică-te. Răspunsul lui Dumnezeu ești tu, să știi. Dumnezeu spune, scoală-te, ridică-te. Ridică-te cum poți. Ridică-te cum știi. Ridică-te cum te-am ridicat de atâtea ori. Pentru că nimeni ascultă-mă bine în seara asta. Nimeni nu va lupta pentru casa ta. Cât poți să lupți tu și cât vrei tu să lupți, de fapt. Dar primul lucru, știi, care îți vine în minte? Că nu poți. Primul gând care îți vine că vrei să fii, să faci, totuși, primul lucru, eu, eu, Iosua, eu nu o să fiu niciodată Moise, nici nu trebuie să fii Moise. Nici nu trebuie să fii Pustan, nici nu, nu trebuie să fii Haidu, nici nu trebuie să fii George, nu trebuie să fii, tu trebuie să fii cine ești tu. Ascultă-mă, Dumnezeu are nevoie de tine așa cum ești. Dumnezeu nu te cheamă la perfecționare, Dumnezeu te cheamă și dacă tu spui, da, de perfecționarea ta se ocupă El. A tu ai nevoie să te ridici. Să te ridici pentru că oamenii au nevoie de tine. Sunt două milioane de oameni, sunt mii de oameni în Londra asta. Sunt copiii tăi care au nevoie ca tu să te ridici. Familia ta are nevoie ca tu să te ridici la rugăciune în fiecare zi în casa ta. Familia ta, soția ta are nevoie de un soț care să deschidă cuvântul în fiecare zi să vă rugați împreună, să citiți împreună. Oamenii, ascultă-mă, oamenii au nevoie de tine. Nu trebuie să fii Moise să te ridici. Că nu o să fii niciodată Moise, pentru că tu ești Iosua. Tu ești Mihai, tu ești Cristina, oricum, oricine e fi în seara asta, tu ești tu. Și de cine ești, cum ești, de ce îl are nevoie Dumnezeu. Dar eu uneori, poate nu sunt niciun, măcar un pronume personal, știi? Deci cu cine a fost la cumpărături? Am fost cu el. Ca și cum ai merge cu câinele la cumpărături, nu? Uneori te simți un pronume personal. Uneori te simți cu un, un, nimeni. Nu pot să vorbesc acum că cu... Știți asta, nu? Asta că te să nu mai târziu. eu. Asta că numai să... Știi? te simți un nimeni. Pentru cei din casa ta e cel mai dureros să crezi că ești un nimeni acolo unde altă dată poate însemnai totul. A fost o dată. Sunt câteva familii săptămânal pe care doar Domnul mă ajută, le vizitez la noi la biserică. Noi suntem mulți că dumneavoastră, suntem mai puțini. Și am fost într-o familie odată. Păi ai experiență drăguță când merge așa în familie. Mi eram eu flămând, zice sora, facem un paprikaș amor, știi? Doamne, zic, vorbesc până când se termină paprikașul, nu-i problemă. Vorbim, ne rugăm, cântăm, numai să, să mâncăm bine. Eram eu, tata, mama, nora și feciorul. Într-o parte, pe o masă în curte, acolo toca soacra niște chestii, acolo verdețuri, pe partea altă toca nora niște carne. Și eu cu băieții, nu? Bărbații, discuții serioase, domnule, nu? Despre fotbal, despre Duhovnicește. Și am mă, mă uitam să văd cât mai este, că nu, no, era, aveai nevoie și a început nora, auziți, ea de acolo, știi, noi toți băieții imediat ne-am întors, ea nu voi. O zi mai tare, auziți, știi, eu am prins că și eu sunt cu toate ale fiile. Am prins că soacra era în, în cerere. Soacra dintr-o dată și-a închis urechile... Dădea cu tocătorul, domne, acolo, tăia, domne, făcea o gălăgie, nora mai puternic, știi, auziți mai aproape de ea, știi, noi toți, știi, rușinați. Nora mai tare, o soacra mai puternic și până a ajuns lângă ea, până la un moment dat zice socru, bă, zice, mărioară, tu n-auzi că pe din te strângă, mă. Știi că uneori ești doar un auzit pentru alții? Uneori ești de-ai muncit, le-ai dus, le ai făcut și parcă... Dar vreau să-ți dau o veste în seara asta. Iisus Hristos știe că te cheamă Iosua. Dumnezeu știe numele tău. Dumnezeu nu o să te strige niciodată auziți, hai mă încoaci, nu. O să te strige pe nume. A fost la Dud și a zis lui Zacheu, dă-te jos, Zacheu, că dacă nu zicea Zacheu, erau poate vreo 30 de oameni în Dudul ăla. Să cumpăreau toți jos. Au zis, nu, nu, din 30, 100, din 100, tu ești oaia care te urmăresc astăzi. Tu nu vezi că te urmăresc de la rugăciune și îți vorbesc de la rugăciune, te caut, în cântări, parcă totul s-au pregătit pentru tine, ascultă-mă bine, Dumnezeu te caută. Dumnezeu te caută oriunde ai fi, orice vârstă ai avea, Dumnezeu te caută. Și Dumnezeu o spune în seara asta, tu ești soluția. Nu mai aștepta soluția de la oameni. Nu mai aștepta soluția tu. Tu trebuie să te ridici. Dușmanii lor erau maleciții, hitiții, cananiții, filistenii, dacă vreți. Erau moabiții grei, mari, puternici, mulți. nu -i mai avem pe ei, dar astăzi avem invidioși, hipersensibili, avem apaticii supra supărăcios și avem celulariștii, nu? Stai și mai mult decât să vorbească cu tine, vorbește cu Facebook-ul. Vine acasă târziu și tot are timp de tine, stă pe net. Ai dușmanii tăi, am dușmanii mei, avem dușmanii noștri acasă. La pământul ăsta care Dumnezeu le-a promis se face referire cu multe sute de ani înainte. În Genesa, capitolul 15, 13, 16, eu o să, o să, dau o bucată de pământ, spune Dumnezeu, acestei semințe, acestui neam. 400 de ani. 400 de ani popoarele astea au contaminat binecuvântarea lui Dumnezeu pentru Israel. 400 de ani. Și dacă te gândești păcatul în viața ta, un viciu pe care îl ai, nu știe nimeni, numai tu și Dumnezeu. Îți contaminează promisiunea lui Dumnezeu și viața de credință cu Dumnezeu de zeci de ani, așa e? Că te ridici și mergi bine o săptămână, două, trei și când crezi că ai scăpat, din nou te cazi. 400 de ani au contaminat cu pământul sfânt, dacă vreți, promis de Dumnezeu, în care au făcut orgii sexuale, Astăzi nu le, nu, le, nu le trăim noi, dar atâta senzualitate și sexualitate găsim și afară și înăuntru. Își dădeau copiii să, să, să fie ucis pentru zei și astăzi parcă pe bandă copiii noștri mor în fiecare zi într-o societate a morții, într-o societate în care au nevoie copiii noștri să te ridici împotriva societății, împotriva curentului, împotriva modei, să știe că tatăl meu când se roagă Dumnezeu răspunde. Copiii au nevoie să aducem noi, că noi suntem responsabili să aducem viață în casele noastre, în ceea ce Dumnezeu ne-a îngăduit să avem pentru o scurtă perioadă de timp sau mai lungă. Dar e datoria noastră să aducem viața acolo. Dacă îi lăsăm în voia, în voia societății, vor muri și mor pe capete și mor din ce în ce mai mulți. datoria noastră să aducem viață. Se dedicau vrăjitoriei și idolatriei acolo și astăzi parcă nu mai știi ce este bine și ce e rău. Nici în biserică nu mai știi ce vrea Dumnezeu, nu mai știi cei de la Dumnezeu și ce -i nu -i de la Dumnezeu. Ne testăm de ne rupem și tot nu ne ies. Ne calculăm, ne punem în fracții, ne punem în necunoscute și tot nu, e, nu iese. Nu știm, Că nu mai avem lucruri de clar, pentru că adevăratele lupte le ducem în principiile pe care le avem. Nu mai știm ce este sfânt și ce nu este sfânt. Nu mai știm ce este lume și ce este bisericesc. Le-am amestecat atât de mult în care în ghiveciul ăsta fiecare alege ce vrea el. Pentru că, să știți, marea luptă a bisericii în vremurile acestei e relativismul. Toată lumea crede în cine vrea, toată lumea face ce vrea, toată lumea își alege biserica în care vrea și trăiești într-un într, -o, într -o oraș mare, cum e acesta, cum e Timișoara, cum sunt orașele mari, în care găsești de zeci de biserici, poți să mergi la un om să-i spui, mă omule, n-ai greșit, ai păcătuit, hai să vedem cum puteți rezolva. Și ce spune? Nu mă interesează că e altă biserică peste drum de tine care mă primește așa cum sunt. Pentru că totul e relativ astăzi. Și diavolul ne-a contaminat promisiunile lui Dumnezeu. Și ce Dumnezeu vrea să ne dea? Moise a murit. Și abia după ce a murit Moise, a... Moise Iosua s-a ridicat și Dumnezeu l-a chemat. În anul morții împăratul Iosia, și Iosia asta au făcut ceva în Israel, a fost un reformator, a dus, s a dus bani, a câștigat bătălii, l-a dus pe Dumnezeu dacă vreți înapoi în Israel și la un moment dat a zis, atât de bună, atâta de, de populară sunt când îmi permit să fac ce preoții puteau să facă și au vrut să aducă și altă mâie și Dumnezeu l-a pedepsit cu lepră în templu. Pentru nu doar pentru Isaia, Isaia, pentru tot Israelul, el, Împăratul, era un model, un exemplu. Și o zis, ăsta e un Salvator. Știți când Isaia a fost chemat de Dumnezeu și când Isaia l-a văzut pe Dumnezeu, după ce a murit Împăratul, Iosua, știți când a început, a început să slujească cu adevărat după ce a murit Moise? Când ne-am bazat pe oameni, când ne-am bazat pe părinți, când ne-am bazat pe părinți duhovnicești, spiritual, cum vreți dumneavoastră, parcă nu-i pentru noi, Nu mă transmitem mai departe. Nu, fiecare dintre noi trebuie să ne ridicăm. Uneori trebuie să ne moară împăratul ca să-l vedem pe Dumnezeu. Când a intrat Isaia în templu, știa că pe tronul ăla stătea împăratul și a zis am să văd un tron gol. Dar nu, nu. Dincolo de trenul, tronul era ron, tron mare și înalt, spune Biblia, pe care stătea Dumnezeu. Ascultă-mă bine, eu nu știu pe ce te bazezi în viață. Poate te bazezi pe banii tăi, te bazezi pe religia ta, te bazezi că nu mai vine Domnul niciodată, nu știu pe ce te bazezi. Dar ascultă-mă bine, Dumnezeu îngăduie să moară împăratul din noi, ca să-l poți să-l vezi cu adevărat. Isaia l-a văzut după ce a murit împăratul, atunci când nu mai merge în business atunci când nu mai merg lucrurile cum ai vrut tu, abia atunci începi să-L chem pe Dumnezeu, să-L dorești pe Dumnezeu, să-L vezi în templu. Pentru că dacă nu, n-ai o problemă, n-ai un necaz, vii la biserică și vezi cum e la biserică. Dar când ești disperat, vii la biserică altfel și îl cauți altfel pe Dumnezeu și parcă n-ai mai merge acasă, că știi ce ia ai acasă și parcă n-ai mai merge înapoi, că știi că e singur în cameră și știi că o să pierzi din nou bătălie după bătălie săptămâna care urmează, pentru că ai nevoie ai nevoie să-L vezi pe Dumnezeu altfel, ai nevoie să-L vezi pe Dumnezeu care stă deasupra oricărui tron de împărăție a, a lumii acestea, de orice tron de împărat, tronul lui era, spune Biblia, mai mare decât tronul lui Osia. Să știți că victoria a fost deja câștigată, tranzacții au fost făcute de acolo, de sus, din cer, pentru că Domnul spune, le-am dat țara aceasta. Nu le voi da dacă se vor califica, dacă vor lupta, dacă vor face. Nu, le-am dat-o deja. Le-am dat țara deja. Și ascultă-mă, dacă Dumnezeu poate, poți și tu prin El. Dacă Dumnezeu poate să biruiască orice păcat, poți și tu prin El. Dacă Dumnezeu a biruit în alte case, poate birui și în casa ta. Și asta implicit înseamnă că poți birui și tu împreună cu El. Tranzacția a avut loc, nu-i victoria noastră, e victoria lui Dumnezeu și daia victoria e sigură pentru că e victoria lui Dumnezeu, dragii mei. E victoria lui Dumnezeu în casa ta pentru că El ți-a promis și ți-a dat pământul viselor tale, ți-a dat tot ce ai visat tu. Vreau să te încurajez în seara asta, dă inima lui Dumnezeu și El îți va da cananul. Dă inima lui Dumnezeu și El îți va da altă viață. Dă inima lui Dumnezeu și El îți va da altă bucurie, o bucurie pierdută de-a lungul anilor dă lui Isus Hristos în seara asta inima ta și El îți va da, îți va da orice religie la o parte și îți va da o altă, o altă viață. Vei simți că vei trăi cu adevărat ca și creștin și te vei lăuda cu asta, te vei bucura de asta, că ești în Londra, că ești în România, oriunde ai fi, ești fericit, știi că Dumnezeu e cu tine, puterea lui Dumnezeu e cu tine, cuvântul lui Dumnezeu e cu tine, El te apără, e cu tine în fiecare zi. Dacă ar fi să ne întrebăm în urma pocăinței noastre care au fost lucrurile care s-au schimbat, cei mai mulți poate îmi spune că suntem iertați, păcat șters, trecut iertat, suntem bine, o ducem cât de cât bine. Dumnezeu ne-a rezolvat problema, că asta e ideea. Să mă să ilustrez ideea aceasta cu un lucru practic. E ca și cum mai merge la spălătorie cu corablă, cu Dacia 1310. Toată pârci, și ai merge la spălătorie, murdară, să o duci la spălătorie. Dacă vii, dacă mergi cu o dacie din asta la spălătorie, vreau să te întreb cu ce te întorci acasă. Codacie, cu o dacie, curat, nu? Cum asta vii. Dumnezeu are mai mult pentru tine. Atunci când mergi la spălătorie cu un pârci de genul ăsta, când vii înapoi, vii cu un stang nou-nouț. Asta înseamnă adevărată pocăință. Nu că doar te spălat, ci ți-o dat mult mai mult. Te-o noit și s-a ocupat de motorul tău, crăpat de păcat, care suna aiurea și mergea în trei pistoane și nu mai mergea și curgea uleiul și era fisurat de toată viața asta. Și tot păcatul ți-a dat un motor care sună frumos, care toarcea prezenței Duhului Sfânt. Și s-a uitat un pic și la cauciucuri și acolo erau lebenițe. De ce să mai... Și a zis, schimbăm cauciucurile astea. Până acum au umblat în drumul singurătății și au mers pe atâtea drumuri. Ți-a dat alte cauciucuri ca să mergi în urma pașilor lui. Și zice, hai să vedem și la tapiserie, murdară aici, s-au au, -au pus toate gunoaiele lumii, și în minte, și în inimă, și rele și necazuri, și frământări, și parcă tot haina și toată tapiseria vieții noastre în murdară. Și fiecare și-o turnat ca fiau lui, și fiecare și-o turnat necazul lui, și păcatul lui, urăciunea lui, și e, e urâtă, îmbăxită și zice, o, am eu o soluție bună, știți care e soluția? Sângelul lui Iisus Hristos! Și el vine și spală tapizeria și îți dă o nouă și zice, opa, hai, trebuie să mai rezolvăm ceva. Și mergem în port bagaj, și în porbagaj sunt nenorociri, lucruri care n-am avut de-a face toată viața cu el. Nu știi când ne trebuie. Și le băgăm și chei și borma și parcă am fi și instalatori și tâmplari și zidar, de toate parcă am fi noi. Nu știi când ne trebuie, le-am băgat. Toate lucrurile astea ne-au crescut consumul și ne-au încetinit în viața asta. Și spune Dumnezeu, hai să mai scoatem un pic din ele. Să punem efectiv doar cei de ce avem nevoie aici. Avem la biserică un frate bolnav, a avut un atac cerebral. Vine de la biserică din partea cealaltă a Timișoarei. Îi trebuie cam o oră să vină tramvai, fi robuz și o spun cu regret. Am oameni care locuiesc în zonă și atât de greu pot să ia legătura să-l aducă la biserică și totul ce îl vine duminică de duminică. Și ce mi-am dat seama că ne-am prea îngrășat spiritual? Am devenit greoi. Și am membrii care stau păstă biserică și vin numai când au chef. Pentru că ne-am băgat în porbagajul nostru lucruri de care nu avem nevoie. Dar care, ascultă-mi bine, ne-au îngreunat alergarea, așa -i? Și în mintea ta și în inima ta au venit atâtea lucruri care ți-au ți ți încetinit alergarea. Nu mai alergi cum alergai. Nu mai te rogi, nu mai citești, nu mai cânți cum cântai altă dată. Nu da vina pe biserică, nu da vina pe sistem, nu da vina pe păstor, nu da vina pe cine predică, pe cine cântă, nu da vina pe asta. Gândește de ce ai import bagajul vieții tale. Oare n-ai atâta, balast și atâtea lucruri de care n-ai nevoie, care de fapt ți-au îngreunat alergarea spre cer? Pavel, Pavel spune că da, poți să le iei, toate sunt găduite, dar nu toate te, te, ajută. Cum putem să schimbăm locurile din viața noastră, să ne schimbăm tiparul gândirii? Dacă tiparul vechi spune în felul următor, voi lupta din greu ca să pot obține țara promisă, tiparul nou spune, nu, am o țară promisă, trebuie doar să o primesc. Dacă câștigi favoarea lui Dumnezeu, el te va binecuvânta, tiparul vechi, tiparul nou, gândirea nouă spune, nu, am binecuvântările lui Dumnezeu, trebuie doar să le învăț, să le cer peste viața mea. Dacă e nou, economisesc destul, dacă fac, dacă ajut, cândva voi putea să-mi cumpăr și eu ceva, să am eu și eu ceva. Nu, 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 am deja în tiparul nou, Gândirea nouă, metanoia, schimbarea minții. Eu am deja, dar trebuie să știu să le, să le primesc din partea lui Dumnezeu, să le administrez în viața lui Dumnezeu. Fiți foarte atenți. În pustiu, nu te lupți pentru victorie. În, 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 în pustiu te lupți pentru victorie. În Canaan te lupți în victorie. Ascultă-mă bine. În pustiu te lupți ca să câștigi. Nu, 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 nu. În Canaan te lupți în victorie, tu știi deja. Tu știi că ești victorios împreună cu Dumnezeu. În pustiu te lupți, în canan te încrezi, în pustiu cauți atenția lui Dumnezeu, în canan uh, vezi favoarea lui Dumnezeu, în pustiu cauți să fii salvat, în canan ești și ești salvat deja. Aș vrea să trăim la alt nivel și m-aș bucura atâta de mult fiecare dintre noi. În urma, în urma zilei de azi să spun vreau ceva mai mult, măcar dorința asta. Măcar duc dorința asta Dumnezeu să o aprindă în inimile noastre, să spui, Doamne, Tu ai ceva mai bun decât ce trăiesc eu acasă. Decât ce trăiesc eu pe genunchi, decât ce fac. Doamne, Tu ai ceva mai bun pentru mine. Ajută-mă să cred asta, ajută-mă să doresc asta. De ce nu trăim? Pentru că poate nu știm că avem o moștenire. Un copil a luat un nou de vultur și l-a dus sub cloșcă și l-a băgat acolo și când nu... Când o scos cloșca pui, o și ăsta. Bine, mai negru, mai altfel, mai cu ciocul, mai nou, Care ca cea urâtă, nu? N-ai... Dar asta e, zice, nu. No. Seamănă pe tată sau. Seamănă pe cocoș. Mă că au crescut, ca făt frumos. A crescut mai rapid decât pui de găhine. Dar au învățat pe lângă ei să croncănească toată ziua și îl chema ca pe excavator. El ar avea ciocul mai mare, ăsta dădea tot pământul, ăștia mâncau tot toate râmele de acolo, tot viermii. Și el, el era de fapt știi, cel care desțelenea gunoiul pentru... Și într-o au văzut un vultur mare care zbura pe cer și au zis ăsta, băi, ce pasăre frumoasă! Asta e foarte tare! Care zice unul cu viermele în gură, stai mă liniștit că nu o să fii de vultur niciodată! Și am trist vulturul nostru înapoi a început. Știi? Citești în Biblie uneori și îl vezi, și îl vezi pe David, după inima lui Dumnezeu, mergi și citești despre Solomon și vezi că ăsta știe să aleagă lucrurile. Mergi și îl citești despre Samson și îl vezi că e puternic. Mergi citești despre Pavel, curajos, plin de putere. Mergi și citești despre Isus, că aduce vindecare. Mergea din loc în loc și aduce vin... Și se stârnește în inima ta. N Am mea să o stăni, poate și în dumneavoastră. Se stârnește, Măi, vreau să fiu ca el. Vreau să mi se întâmple și mie atunci când mă rog să răspunzi, atunci când citesc să ieși, să vii prezent aici, mă uit în dreapta și în stânga și văd păsări frumoase, frați din biserică care cântă frumos, zlibe, ridică mâini puzate, dar nu parcă nu pot ridica mâini, că păcătos și păcatele îmi trag mâinile în jos și îmi ghid gura și nu mă am pace și nu mai am bucurie și parcă în inima ta se stănește dorința eu vreau să fiu și eu ca el, vreau să fiu și eu acolo. Toți am avut, toți am avut o, o dorință de genul ăsta. Și diavolul vine și spune mine, nu poți, nu știi, nu poți ierta, nu poți face toate celelalte lucruri. Dușmanul ăsta nu pot, va trebui să-l să eliminăm din viața noastră, să credem că Dumnezeul nostru e mai puternic decât El. Eu pot totul în Hristos, care, care mă întărește. Iisus Hristos, spune Biblia, ne-a scos din Egipt ca să ne ducă, nu să ne țină în pustiu. El ne-a scos din Egipt ca să ne ducă în Canaan, asta e dorința Lui. Ne-a scos din Egipt, din păcat, nu să rămânem în alte păcate, să ne intrăm în alte păcate, să fim robiți de alte păcate bisericești, că e la modă, că acele fac toți frații, toate sororile, așa e la biserica asta. Nu, Hristos ne-a scos din păcat ca să ne ducă în putere, Iisus Hristos ne-a scos din frică să ne ducă în curaj, Iisus Hristos ne-a scos din tuneric să trăim în lumină, Iisus ne-a scos din groapă să stăm pe munte cu El, ne-a scos de undeva să ne ducă altundeva, în o altă viață, Iisus Hristos ne-a scos din mocir la păcatului să ne ducă în o eternitate cu el. Și El e cel care poate să spună că tu ești, de fapt, vultur. Și via El să te învețe să zbori. Dar pentru asta, în canhanul vieții noastre, în viața noastră, trebuie să ascultăm. Trebuie să ascultăm de Dumnezeu, să credem că suntem plini de prezența lui Dumnezeu. Va trebui să ducem adevărata luptă la care suntem chemați să, închima, să o ducem. Și adevărata luptă e cu noi. Înainte să se bată cu amaleciții, înainte să se bată cu filistenii, cu moabiții, cu cananiții, Iosua, o trebuie să se bată cu el. El a avut niște probleme de rezolvat aici. Pentru că înainte să cânți, înainte să faci, înainte să crezi că Dumnezeu va da izbândă pe tine, va trebui să-ți rezolvi propria ta problemă. Va trebui să-ți rezolvi problema ta. Aș vrea să încheiem în seara asta cu o cântare frumoasă. O cântare, nu știu dacă dumneavoastră o cunoașteți, spune felul următor, așa e refrenul. Eroii slavei se întorc acasă. Au biruit în marele necaz și ei vor sta cu Domnul lor la masă. El le va șterge lacrima de pe obraz. Ascultă-mă bine, nu eroi casei noastre, nu eroi pentru pământ, nu aplaudați lumea nu cei mai de succes oamenii. Va fi o zi când Dumnezeu își va chema în eroi, care nu-i vezi poate uneori prin față, va fi o zi în care Dumnezeu va chema eroii lui. Și când mă gândesc la eroi, mă gândesc la punicii mei. Oameni care au stat 60 de ani, 80 de ani, 50 de ani, 40 de ani cu Dumnezeu în fiecare zi. Biblie atât ai de groasă. Pe care au plâns, pe care au râs, pe care au citit-o și au răsfăit-o în fiecare zi. Și s-au rugat și auzeai în cameră dincolo că strigă pentru tine și tu mergeai în locuri în care ei se rugau să nu mai ajungi niciodată. Ascultă-mă bine, indiferent cine ai fi în seara asta, chiar dacă oamenii nu te consideră erou, chiar dacă taică-tă și maică-ta nu ți-au spus niciodată că poți, Chiar dacă părinții tăi N-au avut încredere în tine Chiar dacă nu-i mai vezi pe părinții tăi alături de tine Sau chiar dacă nu-i mai vezi pe copiii tăi Alături de tine Vreau să spun ceva în seara asta Dumnezeu te consideră roului. lui C Tot eu fost negru În viața lui Iov Știi ce a zis Dumnezeul lui Satan? L-ai văzut? Ero ăla e meu E un erou în Londra E un erou acolo Unde ești un onor Unde ești? Tu poți să fii eroul lui Dumnezeu și El te consideră erou, chiar dacă oamenii nu, chiar dacă oamenii te aplaudă, chiar dacă nu, nu, nu. Dar într-o zi, Dumnezeu își va chema, acasă generalii Lui. General care a stat în rugăciune o oră întregi, anonimii Lui. Și atunci te ridici. Pentru că tu nu ești erou pentru lumea asta. Tu ești erou pentru cer. Că toți te bagă în închisoare ca pe Ios, Iosif Și toți nu cred în tine Și toți te vorbesc de rău și toți te mint Tu taci și știi că ai un Dumnezeu Care într-o zi va face dreptate Și într-o zi Dumnezeu te scoate din închisoare Și Dumnezeu te scoate din nedreptate Și Dumnezeu îți va face dreptate într-o zi Și Dumnezeu te va ajuta să scapi Să treci de insulină, de necaz, de probleme, de tot ce ai că te va ridica și tu spui Tu ești, tu ești generalul meu și te ia Dumnezeu din România, te ia din, din Marea Britanie, te ia de, din lumea asta întreagă. Va fi o zi în care Dumnezeu își va chema generalii acasă. Aș vrea să cântăm cântarea asta. Și pe urmă ne rugăm. Fiți foarte atenți la aceste versuri. Vă invit să vă ridicați. Se va cânta cântarea minunată. Mireasa își va cânta himnul dorit și se va începe nunta așteptată cu acei ce în lupte și prin au biruit. Eroii slavei se întorc acasă.